Bună dimineața, dragii mei! Ce faceți? Astăzi este marți, da, este marți. Și m-am gândit să fac un vlog, să gătesc ceva. Și suntem în camera la copii, adică eu sunt în camera la copii, pentru că am vrut să deschid ușa ca să se elisească. Ia uite cum a aruncat pătura asta pe jos cu chii ăștia. Și afară este răcoare, astăzi este norat. Vedeți? Afară este norat. Nu v-am arătat cum am aranjat eu balconul, nu? Da, mi-am păstrat măsuța, cele două scaune, un preș și cam atât. Prea multe nu mai am. Și în partea asta. Ca să vedeți, aici avem ăsta. Dulăpiorul cu rafturi. Acolo o să vreau eu să pun niște flori, ceva, niște plântuțe. O avem pe Toschi care ce? Ce faci acolo tu? Ce faci acolo, a? Stai? Și Lili nu știu pe unde este. Sunt singură pentru că copilașii sunt la școală. Iubi a plecat adineauri la muncă, bineînțeles, iar eu am rămas singurică acasă și mă uitam la vloguri de ale mele de acum câțiva ani, pentru că mi era dor să mai văd copilașii cum erau mici, cum vorbea. Da, deci timpul a trecut foarte repede, copilașii mei cresc și sunt, adică copiii mei se schimbă, cel puțin Bia este mult mai matură, este așa mai domnișoară, nu prea are ea chef să stea de vorbă. E în faza aia când se închide în cameră și ascultă foarte multă muzică, stă cu căștile în urechi, citește, desenează, da, deci e lumea ei. Nu prea am cu cine să vorbesc, doar atunci când sunt problemuțe, mai vine la mine și îmi spune un alta și atunci ne sfătuim așa ca două prietene. A fost așa o perioadă când nu vrea să-mi povestească nimic. Ce face ea la școală, dacă are prietene sau na, tot felul de situații de genul. A fost o perioadă când s-a închis așa destul de tare în ea și atunci chiar am suferit pentru că am simțit-o că se îndepărta de mine, dar am reușit din nou să ne apropiem și să vorbim așa ca între două prietene, să ne spunem toate cele, adică ea cel puțin să-mi povestească mie tot ce are pe sufletel. Și mă bucur că este mai apropiată de mine. Andrei este un mămos, deci dacă ar putea ar sta toată ziua lângă mine, m-ar ține de mână, m-ar pupa și na, eu încerc să îl învăț să nu fie chiar așa mumos, adică să fie mai independent și să poată să-și rezolve problemuțele care le are singur, în sensul că na, trebuie să îmbrace singur, să se spele, să se încalțe. Dacă este foame, să-și ia din frigider ce are nevoie, să-și facă un sandwich sau chestii de genul. Cred eu, nu știu, părerea mea este că virgulă, copiii trebuie să învețe de mici să fie independenți, să descurce în anumite situații, bineînțeles, nu în toate, pentru că, na, vă dați seama că nu pot ei să rezolve totul, nu? Au nevoie de părinți, părerea mea de mamă. Da, și astăzi m-am gândit să fac o ciorbă de burtă, pentru că mi-am cumpărat săptămâna trecută niște burtă și am niște carne de vită fără os, pentru că nu am găsit, dar este o carne de vită pentru supă. Așa scrie pe ambalaj. Așa că da, să fac o ciorbiță de burtă și nu știu, poate o să fac și niște plăcinte cu brânză, să vă arăt cum fac eu plăcintele cu brânză, poale în brâu. Așa. Am făcut de vreo două ori până acum. Și mi-au ieșit gustoase. Primele care le-am făcut nu mi-au reușit pentru că le-am ținut prea mult la cuptor și s-au ars. Iar a doua tură de plăcinte mi-au ieșit chiar foarte bune. Și la copii le-a plăcut mult, așa că da, o să fac astăzi.
din nou. O să fac plăcintuțele astea cu brânză. Și ciorba de burtă, da, ceva așa românesc, tipic românesc. Apoi o să filmez pentru celălalt canal două clipuri. Vreau așa să mă ambiționez să filmez pentru celălalt canal, să recuperez timpul, adică nu am mai filmat de foarte mult timp. Nu știu, cred că de vreo o lună și ceva, nici nu mai știu sigur. Dar da, aș vrea să filmez un clipuleț cu un machiaj, cu o paletă care am cumpărat-o și bineînțeles că nu am reușit să o testez. Și vreau să mai filmez un clipuleț cu produse terminate. Am o grămadă de ambalaje de tot felul și chiar vreau să vorbesc despre ele, pentru că sunt multe produse care pe mine cel puțin m-au ajutat și mi-a făcut bine, așa că da, la rândul meu vreau să vorbesc despre ele și poate să vă ajute și pe voi sau, nu știu, să îmi scrieți în comentarii părerile voastre sincere despre acele produse, în fine. Și cam astea sunt planurile pe ziua de astăzi, sunt deocamdată singură până la amiază. Este ora 9, da, exact, este ora 9, mai am foarte puțină cafeluță. Și apoi o să trec la treabă, o să-mi strâng paturile și o să dau cu Swifferul pe jos ca să șterg praful, pentru că ieri am aspirat, așa că astăzi doar șterg praful pe jos, adică ce praf, părul și scamele, așa, și o să-mi scot carnea de vită la dezghețat, mi le pregătesc aici. Și da, să mă apuc de treabă, să fac întâi mâncarea și plăcintele și apoi să filmez pentru celălalt canal. Pui stare, pui boia de dulce de ardei și pui și un pic și iute, boia, stare, piper, tăce, așa și bicarbonat și oțet. Un pic. Da, să le... Tate de lingurită, tatea asta de bicarbonat și oțet. Ai amestecat bine, ai mai lăsat vreo 10-15 minute așa să plimbe gusturile între ele. Și cu mâinile muiate, dacă crezi că e prea moale, mai pui panica în grătat pâine. Sau besmet. Da. Deci avem pentru plăcintele cu brânză, am aproximativ 150 de unt, l-am topit, o drojdie, esență de vanilie și esență de lămâie, un pic de sare, 150 de lapte, dar trebuie să-l încălzesc un pic, făină doar din asta am găsit, bio, pentru că da, nu mai avem făină, aceea normală, avem doar din asta așa mai scumpă și... zahăr, 100 de grame de zahăr o să pun. Amestec întâi făina cu drojdia, un pic de lapte căldut și zahăr, da, o să pun și zahăr, un pic de sare, o să las drojdia să crească și apoi o să adaug ouăle, restul de lapte o să frământ și la sfârșit o să adaug untul ca să fac așa un aluat mai moale, așa, o să vedeți. Încălzim laptele la cuptor, nu mult. Între timp am pregătit și pentru ciorbă. Așa. Avem pentru ciorbă, am pus carnea la fiert, carnea de vită. O să spumez în curând. Legumele le-am pregătit, burta o avem aici. Și de încet, încet o să fac și ciorba de burtă. O să vedeți. O să vă arăt cum frământ eu aluatul ăsta pentru plăcintele cu brânză. Întâi o să adaug făină. Mamă, dar făina asta e destul de închisă. Nu știu zău dacă e bună făina asta. Of, ce m-am enervat! Am crezut că filmez și nu am filmat. Ce era mai important? Deci, avem un lighean de făină, un kil de făină. Am pus făină din aceasta, bio 1050, pentru că doar asta am în casă. Este o făină
mai închis așa la culoare, cred, nu știu, cred că este făină de aceea cu mai multe cereale. Aici zice că este făină bio, făină albă bio, tip 1050. Da, în fine. Am pus un pliculeț de drojdie, puțină sare, zahăr, cam 100 de grame de zahăr și lapte cald. Acum las să crească, să topească zahărul și drojdia, în combinație cu zahărul, să crească drojdia, să se activeze. Și apoi o să adaug cele două ouă, esențele de vanilie și de lămâie, restul de lapte, o să frământ și la urmă o să adaug untul topit. Aici am 150-200 aproape, pentru că untul care îl am eu este mai slab. În fine, o să-l adaug la sfârșit ca să iasă așa un aluat mai lipicios, mai moale. Între timp am sfumat ciorba și am dat focul mai la mic. Acum o să las să fiarbă așa încet și pe urmă o să adaug, când o să fiarbă carnea bine, o să adaug legumele. Las să fiarbă legumele bine, după care o să le scot și o să adaug burta ca să prindă ciorba gust de burtă. Eu așa fac și chiar îmi reușește ciorba, chiar este foarte gustoasă. Am adăugat și legumele. A fiert destul de bine carnea de vită. Las să fiarbă bine și legumele. Și o să strecor ciorba și apoi o să pun burta la fiert. Da, și acum o să mă apuc de frământat. O să adaug ulei. Așa. Adăugăm ulei. Hai să sparg lumea. Pac! Cu o mână am spart. Mă spăl pe mâini. Acum să adaug esența de vanilie, esența de lămâie. Mamă, ce fain miroase! Wow. Și restul de lapte. Să vedem. Și cu lingura o să amestec. Ce bine miroase a lămâie și a vanilie. Wow. Am terminat de frământat. Aluatul este destul de moale și acum o să las la crescut 10-15 minute, cam așa, să vedem până crește bine, până se umflă. Ciorba care am dat-o la foc mic, îndată o să scot legumele pentru că sunt fierte, carnea la fel. O să o scot, să o tai bucățele, să văd ce fac cu ea. Poate o să adaug în ciorbă. Apoi o să strecor zeama. O să adaug burta și o să fac compoziția pentru burtă din smântână, gălbenușul și făină. Am scos legumele și acum o să pun burta. Sper să reușesc. Și o să iau un groi mai mare, așa. Și o să adaug ciorba, burta, pardon. Hai. Și acum o să las să fiarbă bine, să prindă ciorba gust de burtă. Wow! Burta a fiert destul de mult. Am lăsat-o așa cam jumătate de oră la foc mic și să știți că miroase foarte bine. Acum, ce o să folosesc eu pentru a drege ciorba? Am 4 gălbenușuri, am presărat puțină sare, o să adaug niște smântână
Deci eu am două pahare diferite de smântână, una care scrie șmand, are 24% grăsime, și una care scrie tot șmand, dar scrie sour ram, adică este un pic mai acruță, cred că. Are și asta la fel 24%, dar o să folosesc niște frișcă lichide pentru că am văzut la Gina Bradia. Ea folosește frișcă lichide dacă nu are smântână, deoarece este mult mai grasă. Asta are 30% grăsime. Da, și o să folosesc, deci per total am aici 4 gălbenușuri și 400 de grame de smântână, cum s-ar zice. Da, aici aș fi avut 200, dar am doar 100. 100 și 200 de frișcă lichide. Și o să le amestec. O să spart bine ouăle, gălbenușurile, astfel încât galbenul acesta să se intensifice. Deci gălbenușurile împreună cu sarea se intensifică culoarea, deci devin mai aurii, mai galbene gălbenușurile. Așa. Și apoi o să adaug, da, unde să pun eu camera? Tot aici o să. Așa, să ridic așa gălbenușurile ca să vedeți ce fac eu aici. Trec bine gălbenușurile cu sare ca să se intensifice culoarea lor, să fie mai galben, așa, mai aurit, cum ziceam. Așa. Și apoi o să adaug smântâna. O să adaug smântâna. Așa. Între timp, la ciorbă, am adăugat 2 linguri de oțet de mere, ca să schimbe gustul, să prindă așa un gust mai bun. Așa, adaug și cealaltă smântână. În mod normal trebuia să pun 6 gălbenușuri, dar nu am decât 4. Nu am avut decât 4 ouă, așa că am pus doar 4 gălbenușuri. Asta este. Ce să facem? Facem cu ce avem. Important e să iasă ceva usos, nu? Așa, deci să știți că eu rețeta asta am luat-o de la doamna Gina Bradia. În general, de la ea iau toate rețetele, pentru că îmi place foarte mult cum gătește și ies foarte, foarte gustoase toate rețetele ei. Așa, până și pe cintele poalele în brâu mi-au ieșit foarte bune după rețeta dumnea ei. Acum o să adaug și frișca lichidă. Așa. Și o să amestec bine. Și apoi o să adaug 2 linguri de făină. Aș putea să pun doar o lingură, dar mie îmi place ca ciorba să fie un pic mai groasă. Așa, și acum să adăugăm niște zeamă. Amestec puțin. Vai, deci cum miroase ciorba asta. Dumnezeiește! Dumnezeiește! Așa. Și acum o să iau niște zeamă de aici. Și o să pun așa câte puțin. Ia să vedem. Și o să mestec. Așa arată compoziția pentru a drege ciorba. Aici am pus la călit niște morcovi pentru că vreau să-i dau față ciorbei. Așa, las un pic să se călească și să moaie morcovul. Și apoi o să strecor uleiul în ciorbă, doar uleiul, pentru că uleiul o să-i dea fața ciorbei. Așa, le las un pic să se călească. Aici avem ciorba, cam așa arată, cu burta înăuntru. Aștept. A venit și Andrei de la școală și Bia. Mami, eu vreau să vă ce ai pățit, mami? Ce ai pățit? Mami, eu vreau să vă zic. Eu voi mănânc un ciocolată.
Vrei ciocolată? Păi și na, nu aștept să... Nu aștept să mănânci niște ciorbă? Ei, ce faci? Ciorbă de burtă. O să mai adaug în ciorbă niște gogoșari în oțet. Ăștia i-am cumpărat de la Kaufland. Se cheamă așa, rote paprika. Pentru un plus de gust, o să-i adaug acum. Așa. Și apoi o să adaug crema. Mamă. Mamă. Ia să adaug câte un pic și amestec. Wow! Ia uite, Bia, ai văzut? Și Bia a venit acasă, dar ea trebuie să fugă repede la școală. Ea trebuie să se întoarcă înapoi la școală. Așa, bun. Și acum amestecăm. Și o să pun din nou ciorba pe foc să dea un clocot. Ca să fiarbă și făina. Așa. Da, și acum punem. Și o condimentăm cu sare și piper. O să pun și usturoi, bineînțeles, vreo 2-3 căței de usturoi. O să-i pisez și o să-i adaug în ciorbă. Da, deci am dat la foc mic. Ia uitați. Așa, și acum o să vă arăt cum fac eu fața la ciorbă. Deci am pus morcovul călit în sită și storc bine, 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 bine și vedeți, curge uleiul colorat de la morcov și asta este fața. Mai adaug usturoiul pisat, sare, piper și cam asta este ciorba. Voilà, asta este ciorba. Ia uitați cum arată. Și acum o să vă arăt cum prepar eu crema pentru plăcinte. Nu te filmezi, stai liniștită. Dar pe fundal o avem pe mama. Și râdeam că îmi făcea cu mâna și ce să nu o filmez, da, de unde? Uite aici, avem pe mama. Hai, hai, și-am dat mai încet ca să mă auziți pe mine cum vorbesc, cum vă explic ce ingrediente folosesc pentru crema de brânză, pentru plăcințele. Am și 60 cu ar 20% grăsime. Cred că am luat din asta mai slabă. Un ou, zahăr, mi-ajunge zahărul ăsta și gris ca să leg crema de brânză. Așa. Am pus toate ingredientele și acum o să amestec. Am pus și gris, zahăr, oul, no, și acum să amestec. Așa arată crema de brânză. Și acum să vă arăt aluatul. Ia, vedeți, ia uitați. Ce a crescut de tare în fi de ochi. Da, și acum o să pregătesc blatul pentru a întinde plăcințelele să le umplu și hai să vedem. Așa și luăm câte o bucățică așa, ca o mingiuță și dar să știi tu că făina asta e mult mai bună decât aia albă care... Deci asta, uite ce fain se întinde, nu fi de ochi. O să fac niște plăcințoaie, nu plăcinte. Așa. Punem brânză. Uite așa. Și acum le punem marginile. Asta am făcut-o prea... Prea subțire. Nu, că o fac așa, coșuleț, știi? Uite așa. Trebuie să o fac un pic mai groasă.
aluatul. Nu chiar așa subțire. Ce să fac? Acum face și Andrei o plăcintă. Ia să vedem. Ce să faci? O să umpli o plăcintă cu brânză. Da. E prea cu ceva altceva. Cu ce? Păi gândește-te. Da, eu deja le-am pus în tavă, cam așa arată, și am, le-am uns cu gălbenuș de ou. Cu măr! Cu măr! Cu măr! Cu măr! Cu da? Cu măr? Pepă. Așa, le las un pic la crescut și apoi le bag la cuptor. Cuptorul preîncălzit la 150 de grade. Așa, și căldură atât sus cât și jos. Și așteptăm acum să crească un pic. Și mai am de făcut încă o tavă. Na, Andrei? Păi da, nu cuțitul ăsta mare. Stai că ți-l dau pe ăsta micuț. Uite așa, tai o bucățică. Da. Puțică, ține. Hai, ține cuțitul, încet. Vezi, ai grijă să nu te tai. Andrei, vezi că tu dai pe degete, mă, copchile. Ai grijă, ferește-ți degetele. Așa. Păi lasă mărul jos, lasă mărul jos. Așa. De la o parte. Nu așa, mă, ții cuțica care o tai, o ții. Dai că să nu te tai la degete. Așa, vezi, o ții. Faci bucățele mici. Da, acum pun... tai. Da. No, și acum pui acolo. Da. Și mai faci. Acum lipești colțurile, știi? Ia să vedem. Așa. Și asta lipești de cealaltă, știi, de-a luat. Apeși bine. Așa. Uite așa. Uite. Vezi? Uite la mama. Uite. Faci așa. Fac. Și eu, gata. Eu vreau să fac asta. Așa, și acum o punem deoparte și mai iată o bucățică de aluat. De toate astea pusim mai mult. Deci să dăm cuțitul. De aici mai ai încă... Stai să mai tăiem o bucățică de măr. Ca să ai patru plăcințele, știi? Așa. Și astea le punem aici, undeva, în tavă, știi? Ok. Așa. Și acum... Rotund. Așa, întinde bine. Așa, mai, mai, încă. Păi da. Da? El o să mânce plăcinte de ale noastre și noi o să mâncăm de ale lui. Hai, mă pune una acolo. Păi nu, că e destul, lasă așa, ajunge. Ca să simțim și noi ceva pe măsea. Știi? Trage mai cu curaj. Așa. Lipește. Una peste alta. Așa. Ce? Lipește aici, ca lumea, știi? Ca să nu se desfac. Da. Hai, punem aici. Trebuie să le ungem, nu? Hai, mai fă și... Mai ai două bucățele acolo. Nu, eu nu mai vreau una pentru că pot mănânc mărul. Vreau mănânc mărul. Vrei să mai faci încă o plăcițică? Păi mai fă încă o plăcițică pentru Bia, că sunt două. Ah, okay. Știi? Mai trebuie să mai faci încă una. De toată asta mai... Și noi mâncăm astea și tu mănânci una de asta cu brânză. A, nu așa mult, mai lasă și mic. Mai trebuie să mai fac plăcinte, mă. Nicu? Păi... A, da. Fie. A, și le pui pe amândouă, știi? Că dacă o faci mai mare... Nu, eu vreau mănânc una. Așa, așa, că nu uit. A, vrei să-mi... Da, lasă că stai eu bucăt ăsta, mărul. Să-l tai eu. Nu, eu pot tai acum. Puțin. Uite, mai dă și încoace. Așa. De aici, că aici e mai mult. Așa. Trebuie să fie egal, știi? Gata, ajungi. Hai, puneți-le pe amândouă și ăsta ți-l tai eu. Tai pe până asta. Așa, cum vrei tu. Hai.
Așa, și rulează, știi? Face așa ca o ruladă, așa. Pac. Pești. Silver. Și vezi, face așa ca un cocun, știi? Hai să-l punem și pe ăsta aici undeva. Îl punem aici. Știi? Așa, și îl dăm și pe ăsta cu un pic de ou ce mi-a mai rămas. Uite așa, să aibă și el o culoare, nu? Da. Și gata, și acum le băgăm la cuptor. Da. Ia, deschide tu ușa la cuptor. Încet. Așa, ia să vezi ce minunății. Wow! Să-mi iasă mie, gata. Doamne ajută. Se tâmpă 35 de minute. Wow! Pac! Și gata, așteptăm. Să vezi tu ce fain o să iasă plăcințelele noastre. Și acum mai fac o tavă cu ce mi-a mai rămas, nu? Apropo, ciorba. Să vă arăt ciorba. Am terminat-o. Asta este ciorba de burtă. Mamă, ce bine miroase. Ce bine arată. Wow, abia aștept să mănânc. Mie îmi place ca ciorba să mai stea după ce e gata. Să mai stea, să prindă toate gusturile. Voilà și plăcintele mele cu brânză, poale în brâu. S-au rumenit foarte bine, sunt moi. Și da, o să le stropesc un pic cu apă ca să nu se usuce prea tare crusta. Așa. Gata. Așa. Și o să le așez în acest platou. O să le acopăr cu un prosop și gata plăcintele. Mai am o tavă. Doar câteva. Am mâncat deja ciorbă. Wow! Deci nu mai pot. Sunt sătulă. Am tot stat în bucătărie și am făcut treabă. Am făcut o grămadă de mizerie, o trebuie să spăl vasele, să le pun la loc. În fine, aici am făcut o grămadă de rânduri de vase de spălat. Și am rămas doar eu cu Andrei în casă, pentru că Bia este încă la școală. Și Andrei ce face? Andrei își mănâncă plăcințelele care le-a făcut el. Da. Ia zi tu la mama. Da. Sunt bune? Da. Care am făcut eu. Care ai făcut tu? Da? Și au gust bun la mere? Da, nu? Și Andrei se uită la niște prostioare. Mă, la ce te uiți? Nu, la Huggy Wuggy. Lasă Huggy Wuggy, schimbă, dă și tu pe altceva, pe desene normale. Ha. Uite ce s-a împunecat. Și una e pentru tine. Și una este pentru mine? Mhm. Ia uite ce, ce moale este, ce moale! Stai așa. Ia, nu prea... Mai nu pe mine. Asta este. Păi și Bia? Lasă eu lui Bia asta, da? Mhm. Îl punem aici în castronel. Vai, dar ce-ai făcut aici? Doamne ferește, Andrei. Ce cu mizeria asta aici, mă? Ia pune mâna și fă-ți curățenie, strângeți toate astea, cariocile și ceai, tu pune-le la loc. Dacă nu mai ai treburi de făcut. Și hai să ne apucăm de teme. Ce zici? Ne apucăm de teme că e târziu. Uite ce s-a întunecat. Fii atent ce s-a întunecat în casă. Deci, zici că vine noaptea. Da. Abia aștept să vină iubii de la muncă. Ce mai zice și el. Astăzi nu prea am vorbit pentru că sigur a avut o grămadă de treabă. Miroase foarte ciudat afară. Cerul este roșu. Că a fost furtună în Zahara și vântul a purtat nisipul încoace. Ia uite. Mamă, dar chiar că se simte mirosul de nisip. Zici că ești la mare. Fii atent. Uite ce roșu e cerul, încărcat de nisip. Fai de mine. Chiar că... Doamne, hai, Bia. Vai, Doamne, ce miros! De, zici că ești la mare! Ia uite! Wow! Ce tare! A mai fost așa anul trecut, știi? Când am avut nisip zaharian. Vai!
E ora 5 și 5 și am stat în pat. Ia să întorc camera să mă vedeți. Ia uite ce păr am, trebuie să merg să mă aranjez, pentru că îndată o să ieșim afară, o să mergem la grădiniță să facem curat și vreau să mă aranjez un pic, uite fața am. Și s-a întâmplat, am ațipit, cred că vreo 15 minute și apoi m-am trezit și m-am uitat la o telenovelă de-a mea. Oh, și acum vreau ca să merg să mă pregătesc să mă îmbrac îndată, o să vină Iubi de la muncă. Andrei, cred că își face temele, să vedem. Unde ești, ma? Aici! Te-ai apucat de teme? Doamne, dar ce e așa întuneric? E mai Andrei! Dar de teme nu ne apucă? Ma da, am început. Ai început și ce faci? Tu mănânci o plăcintă și apoi îți faci temele? Că tot e foame. Tot este foame, te-ai săturat. Hai mănâncă-ți plăcinta și hai să ne apucăm de teme. Ori de la brânza asta cu dulce. E bună? E bună brânza? Da. Îți place, nu? Da, dulce tot face la mine foame. Da, ia uite. Ai o grămadă de teme. Am ajuns la minus. Și văd că știe Andrei ceva, ceva. Hai, Andrei, haide, mami, haide, că trebuie să facem și temele. Știi? Hai. Ia să vedem ce mai ai tu aici, în mapă. Ai de lipit niște steluțe sau ce, Andrei? Blat cu stele. Și aici avem germană. Uite, aici ai de făcut la E. A, și ai o foaie nouă, uite, pe care trebuie să o citim. Să mă pregătesc pentru cele două filmulețe. M-am aranjat așa că decât părul mi l-am încrețit, am băgat un pic de fixativ, sper că decât să stea bine. Și da, m-am îmbrăcat cu această cămășuță care am cumpărat-o de la un second. Îmi place foarte mult că are acești trandafiri roz mari și avem ceva în primeu animal print. Da, și mi-am pus acest colier de la Happiness Boutique, pe care l-am primit acum 2 ani cadou. Și da, sper să reușesc să filmez cele două clipulețe. Îmi pare foarte rău că nu am lumina potrivită, pentru că, da, este cum este afară, tot dă să plouă pentru a filma aceste două clipulețe, dar nu-i nimic, o să mă descurc cu ringul. Așa că, dragii mei, dragile mele, o să-i dau drumul filmărilor. Ce faci, Lili? Ce faci? Ce faci? Te-ai pus la căldurică? Am reușit am filmat două filmulețe pentru celălalt canal, destul de lungi, cel cu acest machiaj și cel cu produsele terminate. Wow, deci a durat cam vreo 2 ore și ceva, așa că o să-mi continui treburile ce mai am prin casă. Copilașii sunt și ei în cameră să uită la desene. Eu o să încerc să editez unul din clipulețe, să văd ce reușesc să postez eu astăzi pentru celălalt canal. Cred că ăla cu machiajul o să-l postez, pentru că e mai ușor de editat, iar celălalt cu produsele terminate o să îl editez mâine, pentru că am ceva de editat. Trebuie să-l împart în mai multe filmulețe. Este destul de lung și o să-l fac pe categorii, ceva de genul. Așa că, dragii mei, sper că v-a plăcut acest vlog de astăzi. Este un vlog în care v-am arătat
cum am gătit eu românește, care îngrașă. Eu care vreau să slăbesc, nu mai reușesc pentru că îmi tot fac poftele, tot felul de ciorbe, tot felul de mâncăruri din astea, wow, gustoase. Și asta este, se cam depune, dar o să încerc să fac eu niște sport astăzi, după ce o să termin toată treaba asta, ce mai am prin casă. Să bag un pic de zumba și niște exerciții ceva de abdomene și cam atât. Da, dragii mei, v-am pupat tare tare și bineînțeles că o să ne revedem curând cu un alt vlog. Pa și să aveți o zi faină, pa și să ne regăsim cu toții sănătoși. V-am pupat!